Salut, domnilor! Aș vrea, înainte să începem ședința de astăzi, să-mi dați voi, ca numele lor, să transmitem încă o dată condoleanțe familiilor, prietenilor, colegilor noștri care și-au pierdut viața la datorie ieri în accidentul produs în Moldova. În memoria colegilor noștri, să vă rog să vă ridicați și să păstrăm un moment de liniște.